Iată-ne, ajungi deja la cea de-a treia ediție, iar rezultatele chiar se văd datorită participării experților de rang înalt în domeniul securității și a relațiilor externe. Credeți că forumul este o platformă regională de dezbatere cu un impact considerabil? Dacă ne gândim puțin la vârsta, să spunem așa, New Strategy Center, anul acesta, practic, împlinește 4 ani de existență și la modul în care a evoluat această inițiativă luată de Centrul de Organizare a Forumului de Securitate al Mării Negre, la Marea Neagră și Balcani, uitându-ne la care a fost participarea la edițiile anterioare și la cea de astăzi, pot să afirm fără niciun fel de ezitare că deja, deși are doar 4 ani de existență, iar forumul este la a treia ediție, el a devenit deja un eveniment cu dimensiune internațională veritabilă și acest lucru este, cum spuneam, confirmat prin nivelul de participare, nu doar numărul, ci nivelul și calitatea participanților. Am urmărit, sunt fiind membru al Consiliului Științific al New Strategy Center, am urmărit cu atenție cele 3 ediții și cu siguranță spun că este momentul de față, se poate vorbi despre forum ca un eveniment similar în materie de nivel și de calitate unor forumuri similare care se organizează la nivel european. Care credeți că sunt principalele provocări de securitate în regiune? Aș spune că trebuie să vorbim despre o multidimensionalitate a provocărilor de aici. Sigur că da, fiind la vecinătatea directă a Mării Negre, văzând ce se întâmplă în zona noastră, la est de mare, de noi, la frontiera estică a alianțelor atlantice și a Uniunii Europene, evident că evoluții precum care țin de așa numitele conflicte înghețate, tensiuni care sunt în această regiune, primul rând, ele sunt cele care preocupă cel mai mult, dar, cum spuneam, trebuie să privim lucrurile în multidimensionalitatea lor. Securitatea, așa cum de altfel s-a subliniat și în panelul la care am participat astăzi, după amiază zilei de astăzi, securitatea trebuie privită nu doar prin, să spunem așa, prisma ceea ce în mod clasic numim securitate, dar trebuie să vedem și dimensiunea economică a securității, dimensiunea energetică și, evident, lucrurile trebuie privite și prin prisma provocărilor pe care globalizarea tot mai accentuată le aduce. Globalizare care merge mână-mână și cu intensificarea competiției, dacă vreți, între diversi actori mai mari sau mai mici sau emergenți, asistăm la aceste lucruri și are cu siguranță, în mod inevitabil, la un impact și asupra securității, stabilității în zona noastră. Și de aceea, dezbaterea unor teme precum cele de pe agenda forumului de aici, de la Constanța, în prezența și cu contribuția unor personalități în domeniu, are cu atât mai mult o importanță deosebită și mai ales din perspectiva ceea ce consider eu că este cheia, pilonul, dacă vreți, al securității în regiunea noastră. E vorba aici de dimensiunea transatlantică și eu mă bucur foarte mult că de fiecare dată la acest forum am avut participanți de înalt nivel, nu doar din statele din regiune, ci și din alte zone țări europene, dar și foarte important de dincolo de Atlantic, din Statele Unite. Lucrurile acestea demonstrează relevanța forumului, pe de o parte, și
preocuparea față de importanța pe care zona pe care o reprezintă, să spunem așa, cele două formate care, în contextul cărora se desfășoară acest forum, formatul B9, respectiv inițiativa celor trei mări, faptul că avem prezențe transoceanice relevă importanța pentru comunitatea euroatlantică a unui eveniment precum forumul de aici de la Constanța. Ne aflăm în Constanța, orașul cu unul dintre cele mai importante porturi de la Marea Neagră. Credeți că odată cu dezvoltarea Constanței, orașul ar putea avea un impact și mai mare din punct de vedere strategic și economic? Evident, dar pentru asta, și din nou revin la panelul la care am fost eu prezent, adică am fost membru în panel, și nu întâmplător m-am referit la cele două formate de cooperare, pentru că ele se potențează reciproc. Nu putem să vorbim de securitate fără să avem în vedere dimensiunea economică a securității. Și când vorbim de dimensiunea economică a securității, este evident reamintesc că săptămâna trecută a avut loc cel de-al patrulea summit al inițiativei celor trei mări la Ljubljana, după cel de la București anul trecut. Și unul dintre aspectele subliniate cu tărie și la București, și săptămâna trecută la Ljubljana, este tocmai acela al nevoii de a identifica și a pune în operă acele proiecte care să ajute la dezvoltarea infrastructurii în zona noastră și infrastructură, ne referim la transporturi, dar nu numai, ci și la interconectivitatea în domeniul energiei, securitatea energetică. Astăzi s-a vorbit despre constituirea unor adevărate autostrăzi digitale și toate acestea au relevanță inclusiv pentru Constanța, pentru că toți suntem aici, și dau un singur exemplu. Pentru că dacă ne referim, de exemplu, la securitate din perspectiva NATO, dar nu numai, și a Uniunii Europene, trebuie să avem în vedere importanța deosebită pentru securitate și a existenței unor infrastructuri, ceea ce numim infrastructurile critice, respectiv căi, modalități prin care, căi prin care să se poate asigura o mobilitate rapidă a mijloacelor, a echipamentelor și așa mai departe. Iar acum revenim la Constanța. Eu cred că unul dintre proiectele cu relevanță pentru regiune, foarte important proiect, este cel al transformării Dunării, dacă vreți, într-un al doilea Rin. Dacă ați mers pe Valea Rinului și să vedeți că, cu adevărat, Rinul este o autostradă fluvială. Cred că ar fi extraordinar pentru că, ca și Dunărea să asigure o conectivitate similară și nu doar cum face Rinul pe axa sud-nord al Europei, ci și prin Dunăre s-ar putea face același lucru pe axa ex-vest, și asta ar însemna ce? Ar însemna că potențialul deosebit pe care îl are Constanța ar crește substanțial cu dezvoltarea Dunării ca a doua rută sau autostradă fluvială europeană.